Meran Cash și promovată prin intermediul fundației sale, Fundația Cash, cu sediul în Ninove, Belgia. Această fundație este independentă din punct de vedere financiar și ea dorește să ofere tehnologia pe care a inventat-o fiecărui guvern și fiecare persoane care vrea să o înțeleagă și să o aplice, fără a cere nimic în schimb. Tehnologia Cash este surprinzătoare și totodată uimitoare, nu doar prin faptul că ea oferă energia liberă, ci mai ales prin faptul că oferă tehnologia spațială ce face posibile călătoriile galactice pentru oricine și în condiții de deplină siguranță. Actualmente, dacă vrei să călătorești în spațiu și pe stația orbitală internațională, ca turist, trebuie să plătești 20 de milioane de dolari rușilor, care pun la dispoziție naveta de deplasare. Jumătate din sumă ajunge însă la americani, printr-un contract dintre cele două guverne. Statele Unite se angajează astfel să asigure pregătirea turiștilor care plătesc, iar această pregătire durează o perioadă de cel puțin 6-12 luni. Toate acestea pentru a savura câteva minute sau cel mult 2-3 zile în spațiul cosmic, la doar câteva sute de kilometri deasupra Pământului. Prin tehnologia pusă la dispoziție de Fundația Cash, vom putea însă călători în profunzimele spațiului galactic, oricând și pentru oricât de mult timp dorim, exact ca în cazul îmbarcării într-o cursă aeriană dintre două orașe. Ideea de bază a acestei tehnologii nu este neapărat aceea de a crea un efect prin intermediul mișcării, ci mai curând prin intermediul unui câmp magnetic și gravitațional adecvat. Această tehnologie poate fi numită de asemenea o tehnologie a plasmei, deoarece nu este necesar să ardem combustibil, indiferent care ar fi acesta, pentru a crea un vector de putere. Ca să obținem vectorul de putere, adică mișcarea, este de ajuns să găsim poziția corectă în raportul dintre două puncte. Principiul reactorului Magrav al lui Meran Cash se bazează pe legea rezonanței. Savantul sublinează el însuși aceasta atunci când explică ideea de bază a invenției sale. Dacă suntem capabili să creăm câmpul magnetic gravitațional care este specific unui obiect sau unei substanțe, atunci vom atrage mai mult din acea substanță către noi. Practic vorbind, aceasta înseamnă replicare prin rezonanță. Invenția lui Meran Cash este valabilă atât la nivel macrocosmic cât și la nivel microcosmic. Ea modifică din temelii unele dintre teoriile fundamentale ale astrofizicii, cum ar fi de pildă cele despre formarea și existența găurilor negre. În conformitate cu principiul lui Cash, găurile negre nu sunt deloc ceea ce pretinde savantul Stephen Hawking, adică ele nu sunt niște aspiratoare cosmice care absorb totul. Dimpotrivă, ele emit materie sub formă de radiație și sunt, practic vorbind, sursele fundamentale de alimentare cu materia în cosmosul. Interesant este că, după ce Fundația Cash a trimis în anul 2004 o scrisoare Societății Regale de Științe din Londra, în legătură cu acest aspect, l-a auzit după aceea savantul Stephen Hawking anunța pe internet că și-a schimbat opinia, în sensul că găurile negre ar putea totuși să emită câte ceva. Principiul descoperit de Meran Cash permite de asemenea obținerea materiei fizice aparent din aer. Cu alte cuvinte, el permite materializarea obiectelor, a substanțelor, a metalelor, la temperatura camerei, cunoscând doar modul de control al câmpului magnetic gravitațional al substanței respective. Energia devine astfel un produs. Tehnologia Cash creează nu energie, ci o plasmă. Aceasta eliberează o parte din câmpul ei magnetic, care mai apoi este captat și transformat în cuplu. Astfel apare efectul energetic. O contribuție extraordinară a acestei tehnologii este în domeniul medical, deoarece s-a dovedit că ea poate vindeca orice tip de cancer, poate îndepărta paraliziile și poate elimina boli incurabile, precum SIDA.
Există câte un prototip de reactor cu plasmă conceput pentru fiecare boală. Aceste reactoare sunt calibrate după configurația specifică a câmpului magnetic al organului care este afectat de boală. De altfel, concepția novatoare a lui Marian Cash este aceea că fiecare organism viu reprezintă un ansamblu specific de câmpuri magnetice plasmatice, permițând astfel tratarea lor prin noua tehnologie. Practic vorbind, reactorul cu plasmă focalizează energia electromagnetică la anumite frecvențe specifice într-o cantitate de apă, care mai apoi este băută de pacient. Acordarea frecvenței de vibrație energetică cu care este încărcată apa respectivă se face în conformitate cu cerințele trupului bolnav al pacientului. În felul acesta sunt reechilibrate feluritele nivele energetice în organism, iar celulele își recapătă vigoarea inițială. Printre afecțiunile severe care sunt astfel vindecate, pe lângă cele deja menționate, se numără epilepsia, boala Parkinson și fibromialgia. Fundația Cash și-a prezentat descoperirile pe 21 aprilie 2012, iar peste două zile, pe 23 aprilie 2012, în Statele Unite ale Americii a apărut un decret special prin care orice tehnologie care provine de la Fundația Cash este cu desăvârșire interzisă. Marian Cash prezentase într-un clip video și într-o conferință felul în care iranienii capturaseră o dronă americană în decembrie 2011. Americanii considerau acel aparat ca fiind vârful tehnologiei mondiale, imposibil de detectat și de prins. Și totuși, terifiați, ei au trebuit să accepte realitatea unei tehnologii care depășea cu mult propriile lor realizări. Implicațiile politice nu au întârziat să se manifeste. Cei care pot vedea dincolo de aparențe înțeleg din alt unghi întreaga poveste iraniană, care este prezentată în mass media internațională dintr-un punct de vedere pro-occidental. Unul dintre primele lucruri pe care puterile lumii și guvernul ocult mondial îl fac atunci când simt că puterea lor de dominare este amenințată de o tehnologie nouă și extrem de avansată, e acela de a crea un întreg sistem de dezinformare prin care populația este făcută să creadă că acea tehnologie reprezintă în realitate o farsă și că ea nu trebuie luată în considerare. Acest sistem de manipulare a fost, din nefericire, acceptat în ultima sută de ani de către populația Pământului. Aceasta a făcut ca omenirea să treacă prin suferințe îngrozitoare, să rămână subdezvoltată și, mai ales, să polueze planeta într-un mod fără precedent în istorie. Însă acest joc infam al celor care manipulează informația și vor să controleze destinul omenirii a ajuns la capăt. Noile descoperiri științifice deschid astfel drumul către o nouă eră a abundenței, a păcii și a spiritualității. Savanții s-au străduit mereu să înțeleagă misterele inteligenței oculte ce face posibilă creația. Ei au dorit în special să înțeleagă mecanismul ce asigură menținerea energiei, a gravitației și a mișcării în univers. Genii, precum fizicianul Marian Cash, au reușit să reflecte aceste mecanisme cosmice într-o tehnologie revoluționară, ce demonstrează că o cantitate gigantică de energie și de forță gravitațională poate fi generată chiar în interiorul unui reactor construit de om. Tehnologia pusă la punct de Fundația Cash reprezintă un sistem total integrat, care este capabil să producă energie și forță gravitațională în interiorul său. Acest sistem produce energie prin aceleași mijloace ce guvernează dinamica naturală a Pământului, folosind forțele geomagnetice și principiile care creează energia, câmpurile magnetice dinamice și gravitația planetei noastre sau a altor corpuri cosmice de aceeași natură. De la începutul anului 2006 au fost realizate și testate cu succes câteva prototipuri de reactor cu plasmă dinamică
ce asigură zborul și deplasarea pe orizontală. Ceea ce Marrakesh a reușit să demonstreze este că putem realiza zboruri chiar și la nivel galactic, doar prin poziționarea corectă a forței gravitației, fără să ardem combustibil. Genialitatea acestei invenții constă mai ales în faptul că Marrakesh a reușit să proiecteze o tehnologie ce utilizează forțele fundamentale ale naturii, eliminând astfel combustibilii sau alte obstacole care ne țin blocați în limitele planului fizic-material. Este uimitoare gama largă de dezvoltare a acestei tehnologii, care în prezent s-a extins la zeci și chiar sute de aplicații. Printre altele, ceea ce îi sperie cel mai mult pe guvernatorii din umbra ai omenirii, este faptul că tehnologia lui Marrakesh, care folosește câmpurile magnetice și gravitaționale, se dovedește a fi cea mai eficientă metodă pentru blocarea sistemelor de comunicare bazate pe câmpurile magnetice de orice frecvență. Sistemul este capabil să bruieze toate liniile de comunicație și, atunci când este utilizat în mod corect, el poate bloca de la distanță și în întregime toate comunicațiile de pe o mare suprafață. Aceasta înseamnă că, printr-un minim efort, toți sateliții de comunicații care există în prezent pe orbite geostaționare în jurul Pământului ar putea fi blocați. Savanții contemporani renunță cu greu la orgoliul științific de a tot cunoscători. Gafele și ignoranța lor au ajuns deja proverbiale. Știința modernă s-a străduit mulți ani la rând să descopere un mijloc ieftin și eficient de deplasare și de realizare a mișcării. Totuși, ea nu a reușit aceasta. În ciuda pretențiilor de autoritate incontestabilă în tainele Universului pe care și-o arogă. Iată însă că astfel de dispozitive și tehnologia lor aferentă a fost inventată și așteaptă să fie pusă în aplicare, iar unul dintre aceste exemple este reactorul plasmatic al lui Marrakesh. Pentru a înțelege modul în care el funcționează, este important să ne reamintim că orice obiect este compus din combinații de elemente fundamentale la nivel atomic și molecular, care suferă continuu transformări, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna vizibile cu ochiul liber. Să considerăm de pildă un corp masiv, o planetă. Legile și principiile care se aplică în cazul ei se aplică de asemenea proporțional și în cazul obiectelor de dimensiuni mai mici, până la nivelul atomelor și nucleelor atomice sau particulelor elementare. În cazul unei planete, forța câmpului ei magnetic și a gravitației pe care o exercită nu depinde atât de mărimea ei, ori de căldura pe care o emană, ci mai mult de natura elementelor din care ea este alcătuită și de viteza de rotație sau de mișcare a nucleului ei central. Totuși, tehnologia MAGRAV, descoperită de Marrakesh, demonstrează că magnetismul și gravitația pot fi create la orice temperatură. Infirmând în acest fel concepția eronată a științei, care afirmă faptul că pentru a crea anumite tipuri de interacțiuni fundamentale între elementele din tabelul periodic, sunt necesare temperaturi și presiuni foarte înalte. Câteva observații simple ne ajută să ne dăm seama foarte bine de realitatea concepției lui Cash. Planetele nu au aripi, dar cu toate acestea se rotesc în jurul propriei lor axe timp de miliarde de ani. Planetele nu au motor, dar cu toate acestea creează energie și există simultan în mai multe dimensiuni, dintre care cele mai evidente sunt dimensiunea fizică și dimensiunea eterică. Planetele nu au țevi de eșapament, dar cu toate acestea ele ard combustibil și creează căldură, atât în interior cât și în exterior, aproape la fel ca și stelele. Planetele nu dețin avamposturi sau cartiere de apărare, dar cu toate acestea ele își protejează locuitorii printr-un câmp magnetic specific și prin atmosfera lor. Planetele nu se atașează cu disperare de formele de viață care se află la suprafața lor și nici nu le sechestrează în interiorul lor. Totuși, ele creează un anumit câmp gravitațional,
care este îndeajuns de slab pentru a permite ființelor inteligente să-l învingă cu ușurință la un moment dat, ajungând să se deplaseze liber în spațiul cosmic, dar în același timp, acest câmp gravitațional este suficient de puternic pentru a menține la sol ființele, astfel încât ele să-și îndeplinească fără probleme treburile zilnice. Atât planetele cât și stelele realizează toate tipurile de activități care implică legile naturii și elementele ei, fără să utilizeze mecanisme sau combustibili pentru aceasta. Ele fac totul într-un sistem perfect integrat și natural. Tocmai de aceea, tehnologia lui Marrakesh este extraordinară prin simplitatea și totuși prin forța ei gigantică. Pentru prima dată în istoria modernă a științei, a fost pus la punct un dispozitiv care funcționează în conformitate cu principiile fundamentale ale naturii, demonstrând felul în care aceste efecte pot fi obținute într-un mod simplu, natural, total și integrat într-un singur sistem. În prezent, China, Iran, Italia, Sierra Leone și Rusia sunt deja în posesia acestei tehnologii, urmând ca Belgia și Olanda să preia și ele în curând informațiile respective. Omenirea se îndreaptă vertiginos spre un nou model de gândire și de acțiune. Frica, îndoiala, suspiciunea și ignoranța nu mai reprezintă status quo-ul cotidian al ființei umane. Minciunile, secretele și metodele abominabile de manipulare și înșelare a populației sunt din ce în ce mai expuse opinii publice. O nouă eră se deschide în fața noastră, o era energiei libere, a abundenței, a păcii și spiritualității.